Salutare tuturor! Bun găsit, dragii mei! Eu sunt Ionica. Astăzi vreau să pregătesc o piftie de cocoș. Cocoș de țară crescut în curte de mine. Aici avem două copane zdravene și pieptul de la cocoș. Și am câteva gheare care le folosesc pe post de gelatină, să nu folosesc gelatină cumpărată. Așadar, aici am foi de dafen, am boabe de piper, am morcov, am păstârnac, pătrunjel, două cepe, usturoi și țelină. Și așadar, dragii mei, haideți să preparăm o gustoasă piftie, răcitură, cum se mai spune, de cocoș de țară. Avem o oală încăpătoare cu copanele. Prima dată punem carnea la fiert ca să o spumăm. Așa, și turnăm apă. O să mai trebuiască încă un pic de apă. Așa. Suficient. Acum iau oala, o duc pe foc, spumez carnea, după care punem legumele. Piftia de cocoș începe să fiarbă. Eu i-am pus o lingură de sare. Oala asta mea are 5 litri jumate. Acum o spumă. Așteptăm să iasă toată spuma. De ce am pus sare la început? Pentru că iese spuma. Luăm spuma. După care punem legumele. Am spumat carnea și acum o să pun legumele și o să las la fiert, la foc mic, până ce toată carnea o să cadă de pe os. Atunci e piftia gata. Carnea fiert, uitați că cade de pe os, acum o scoatem de aici, o punem într-o tavă și o lăsăm la răcorit. Am lăsat piftia peste noapte. Uitați cum arată. Uitați cât de bine arată. Am tăiat așa aici ca să vedeți consistența. Așadar, dragii mei, aici o piftie super bună, piftie de cocoș. Aceasta a fost rețeta de piftie de cocoș. Cocoș de țară, crescut în curte. Eu vă aștept pe canalul de YouTube să vă abonați dacă vă plac rețetele mele. Vă aștept să ne dați like, dacă vă plac preparatele mele. Eu vă mulțumesc, la revedere, la următoarea rețetă!